Omul de Neandertal este probabil cea mai bine cunoscută ființă umană preistorică, dar și cea mai puțin relevantă în privința originilor neamului omenesc de azi. Cu toate că au fost larg răspândiți în Europa, în Orientul Mijlociu și în vestul Asiei, neandertalii au dispărut brusc acum 25.000 de ani. Motivele precise ale acestei dispariții nu sunt cunoscute cu certitudine, dar cea mai bună explicație pare să fie că nu au fost în stare să facă fața apariției unor concurenți mai inteligenți și mai inventivi, strămoșii ființelor umane moderne. Cu mai bine de o jumătate de milion de ani în urmă, strămoșul nostru hominid Homo erectus, omul în picioare, a început să evolueze în Homo sapiens, omul cu judecată. O linie care s-a despicat în două ramuri sau subspecii. Homo sapiens neandertalensis, omul de Neandertal, numit astfel după Valea Neander din Germania, unde au fost găsite primele rămășițe, și Homo sapiens sapiens, ramura căreia îi aparțin toți oamenii de azi din lume. Neandertalienii erau anatomic în esență la fel ca noi, deși cu anumite diferențe apreciabile. Acestea i-au determinat pe unii arheologi să creadă că oasele de neandertalieni aparțineau unor indivizi obișnuiți Homo sapiens sapiens, dar că fuseseră distorsionate de vreo boală. Știm acum că nu este așa și că oamenii de Neandertal erau scunzi și îndesați, cu capete mari, fără bărbie. Aveau dinți mari cu sprâncene proeminente ca niște creste masive și fruntea înclinată spre spate la 45 de grade, cu un nas lătăreț ce ieșea umflat din mijlocul feței, care se lățea și ea și partea din spate a capului foarte proeminent. Creierul era lung și plat, cea mai mare parte fiind în spate și în părțile laterale ale capului, indicând un grad înalt de activitate cerebrală legată de acțiune și percepție, dar implicând mai puțin raționamentul. Dacă neandertalienii erau capabili să vorbească, este o chestiune mult dezbătută. Mulți cercetători cred că mărturiile sugerează un laringe slab dezvoltat, infantil, incapabil să producă o vorbire rapidă, dar având posibilitatea să producă o gamă de sunete potrivite unei comunicări orale limitate. Istoria omului de Neandertal este o poveste clasică de izolare evoluționară. Europa era, în epoca de piatră timpurie, o regiune îndepărtată și înapoiată. Străbunii neandertalienilor au rămas detașați de restul umanității și au evoluat în subspecii separate pur și simplu pentru că s-au aventurat în Europa și au eșuat acolo. Povestea a început cu peste jumătate de milion de ani în urmă, când strămoșii neandertalienilor au ajuns pentru prima oară în Europa, probabil trecând Dardanelele și Bosforul într-o perioadă când nivelul apei mării nu era ridicat. Apoi, când apele au crescut din nou, au fost izolați și nevoiți să evolueze și să se adapteze unui climat mai rece. Când era glaciară era cât se poate de severă, populațiile au fost gonite în jumătatea sudică a continentului. Printre cei mai vechi strămoși europeni ai neandertalienilor s-au numărat grupurile de vânători din epoca de piatră, ale căror activități au fost deduse de arheologi din Marea Britanie, Germania și Spania. Cel mai important sit britanic, Box Grove în West Sussex, a oferit descoperiri spectaculoase, precum oase purtând urme de căsăpire, care arată că rinocerii, cerbii și caii erau vânați de ființe umane în Anglia cu 500.000 de ani în urmă. Acești primi britoni foloseau cremenea, oasele, calcarul și lemnul pentru a face unelte și unul din indiciile pe care le-au lăsat, un omoplat de cal cu o gaură de suliță, este cel mai vechi exemplu de folosire a unei arme de către o ființă umană. În altă parte, la Bilzingleben în Germania, arheologii au găsit ceea ce pare să fi fost un loc de tabără complet cu nicovale din piatră și ciocane, poate și locuri pentru corturi și o serie de pereți de stâncă decorați cu desene, cea mai veche artă a lumii. Dar cel mai spectaculos sit timpuriu a fost descoperit în Spania în anii 80 ai secolului 20. Datând cu 300.000 de ani în urmă, acesta a dezvăluit ceea ce pare a fi cea mai veche mărturie de sentimente religioase. Escavările de la Atapuerua din nordul Spaniei sugerează că acum 3.000 de veacuri, generații după generații de ființe omenești proto-neandertaliene, foloseau o groapă în fundul unei peșteri din inima muntelui ca loc de înmormântare pentru comunitatea lor. Până acum s-au găsit în groapă 32 de schelete dezmembrate.
totalul final s-ar putea ridica la 70 de schelete. A fost nevoie să treacă sute de mii de ani pentru ca acești primi europeni să se adapteze la climatul sever european, cea mai importantă adaptare transformându-i în adevărați neandertalenzi, ce a avut loc probabil în perioada deosebit de rece, care a ținut de la circa 190.000 până la 120.000 de ani în urmă. Omul de neandertal clasic a dominat Europa între 125.000 și 30.000 de ani în urmă, însă, dat fiind faptul că a fost găsită doar o foarte mică parte din siturile neandertaliene, s-ar putea ca unele comunități izolate în regiuni marginale ale Europei să fi supraviețuit mult mai târziu, poate chiar până acum 25.000 de ani, dacă nu chiar 20.000 de ani. Descoperirile de până acum ale unor rămășițe sugerează că neandertalii clasici au prosperat în Franța, în sudul Angliei, în Italia, Germania și Europa Centrală. În România au fost descoperite resturi fosile în peștera de la Ohaba Ponor, județul Hunedoara. La un moment dat, neandertalienii par să fi ieșit din centrul Europei și să fi colonizat regiunea de coastă de la nordul Mării Negre și unele părți din Orientul Mijlociu, acesta din urmă fiind singurul loc în care au coexistat o lungă perioadă de timp cu propria noastră subspecie. În centrul Europei, unde locuiau, neandertalienii au supraviețuit contactului cu Homo sapiens sapiens doar vreo 15.000 de ani înainte de a dispărea pentru totdeauna. Cam cu vreo 45.000 de ani în urmă, vânătorii Homo sapiens sapiens au migrat în Europa, probabil din Orientul Mijlociu. Ca și neandertalienii, își aveau obârșia în Africa, unde au evoluat în urmă cu aproximativ 135.000 de ani și colonizaseră deja o mare parte din Asia și Australia, înainte de a se extinde și în Europa, în era glaciară. Când au sosit, i-au împins destul de repede spre dispariție pe neandertalieni. Cum s-a întâmplat acest lucru nu se știe cu precizie, însă neandertalienii au suferit probabil o concurență acerbă din partea celor Homo sapiens sapiens pentru prada de vânătoare. Strămoșii noștri s-au luptat cu oamenii de neandertal și au ucis mulți dintre ei pentru a elimina concurența, în afară de faptul că s-ar putea să fie adus cu ei boli, care au redus și ele populația neandertalienilor. Înainte de orice altceva, strămoșii noștri i-au eliminat pe neandertalieni pentru că erau probabil mai ageri la minte. În comparație cu Homo sapiens sapiens, omul de neandertal pare să fi fost lipsit de imaginație, de îndemânare tehnică și de capacitatea de a avea o gândire inovatoare. Cu toate că era în stare să imite unele tradiții ale lui Homo sapiens sapiens de făurirea uneltelor, atunci când venea în contact cu ele, omul de neandertal se oprea la aceleași tehnici limitate și gamă restrânsă de făurire a uneltelor din cremene. Deși avea destule oase de animale, le folosea rare ori pentru a face unelte. Nu realiza nicio artă adevărată și părea în continuă mișcare. Spre deosebire de el, Homo sapiens sapiens a dezvoltat o artă rafinată, o gamă largă de unelte din piatră sau os și se obișnuise să întemeieze locuri de campare de lungă durată. Dar atât Homo sapiens sapiens cât și omul de neandertal erau în egală măsură umani. Obiceiul lor comun de a-și îngropa morții sugerează că ar fi avut ritualuri cu privire la moarte și că aproape sigur cugetau la ceea ce exista dincolo de mormânt. Amândoi erau capabili de dragoste și de grijă. În unele situri, arheologii au găsit dovezi că neandertalienii aveau grijă de bătrâni și de infirmi. Dar, în ultimă instanță, caracterul uman al celor două specii nu i-a împiedicat pe strămoșii noștri să împingă la pieire pe concurenții lor mai puțin avansați. Aceasta a fost ultima oară când am fost nevoiți să ne împărțim planeta cu altă specie umană.